Te zici că ești retardat. Prostul lui face gestul fatal a vieții lui, îmi pune bocan cu păpat. Fiți atenți, milițeni, că nu, eu am așa, mă apucă rău de tot, sunt stat. Uitați-vă bine la mine. Pune bocancul? Da, să-i fac bocancul. Zic, poftim? Fă-mi bocancul cu soldat. Cum să-ți fac bocancul? Nici nu ți-am înțeles ce vrea. Era vreau să-i fac cu cremă. În 3 secunde, unde crezi că era lăzoa meu? În veceu și-o peste el. L-am luat pe sus. Dom'le, că sunt ofițer, că ești soldat, batalion, deci bravo. Stai că-ți dau eu ție. Ofițer. A doua zi a plecat. Eu singur acolo în dormitor m-am gândit ce fac. Eu a doua zi imediat m-am adus mintea să umblu după o armă ceva, să fac o rebeliune mică, să fac, eram obișnuit cu armamentul, nu vreau să spun cât am tras eu pe vremea aia prin România, că își schimbă părerea telespectatorii față de mine. Și era lungul. După aia a ajuns ministrul secretar de stat după Revoluție, ăsta era șeful pârnăie acolo, nu, n-am mai vorbit cu mine, a format foarte el, foarte așa. Și era acolo, da, avea arma acolo și m-am dus direct la lungul, era comandant. Ăia soldat, că era raport, du-te bă în raport, băi lungule, vină un coace. Și m-am dus la lungul și a zis lasă-l. Și am zis, știi ce e cu mine aici? Știi ce da? Știi cine m-a trimis pe mine aici? Zice da. Cine m-a trimis? Tavara și așa, așa. Știi pentru ce fapte mi-a făcut că am pălmuit și m-a din CC secretar cu Comitetul Central, vicepriminiștii, poc, că le-am dat la pamela toți când s-au luat de mine și cam așa, și ce am făcut eu până am ajuns aici, că am tras în pescăruș, că am tras în ambasada sovietică, că am bătut circa cu tare, că am tăvălit, l-am bătut pe Zavera, care era șeful miliției capitale. Deci, bata, știi pentru ce am ajuns aici, da? Da. Dacă nu dispare acest lăzău din această unitate, că stau eu. Și dacă mai se întâmplă ceva, văd că ai o armă aici. Eu arma asta o iau și mă opresc la CC. Și o să ai belele. Zic că pe mâine dispară ăla, că îl omor. Dom'le, că batalionul, că ofițer, că tu e soldat și că dacă se întâmplă și că faci, bă, nu mai mă interesează. Dacă îl prind pe ăla, îl omul strâng de gât în unitate. Adică nu, ce, eu cărămidă, ce îi lua, îl fac. El de aici. Da, și-o luat acolo. La Gonit de acolo, înțeleg. La Oșchit în altă parte. Cum? La Oșchit în altă parte. La Oșchit în altă parte. În 3 săptămâni am preluat conducerea unității. Să mor eu. Bă, nu o să uit. Dar cum te descurcai cu programul? Care program? Dimineața, păi dimineața se scoală. Păi nu-i scoală nimic, că și ofițerii erau... Înviorarea. Ofițerii erau pedepsiți, ofițerii stau cu mine în cameră, deci, beau noaptea și... Îmbrăcare... Aveam o tavă mare în mijlocul dormitorului și făceam, prindeam găini, aveam un popă care punea porumb pe gută și mergea prin satele prindea acolo, găini. Mulți, și haleau găinile și mergeau la 6-7 metri. Vezi cum erau găinile în spatele lui și le haleau noaptea acolo, cu băutură, cu aveam, pe ce avem la rastel acolo, aveam mai cârnat, salam, băutură, toate alea. Și beau și ofițerii, că și erau pedepsiți. La mine era o băutură totală. Înțelegi? Păi și primul lucru, vin și ei alți, vin și ei alți, că dacă îi aduce și pe ceilalți pedepsiți. Lângă mine erau magazie. Noi suntem într-o clădire singuri ăștia. Restul soldaților normal, noi eram ăștia cu facultate. Adică era și un director de fermă care nu știe făcuse la pe acolo. Fornade, dacă m-or vedea ăștia. Și noi eram separați de soldații. Eram bătrân, că la fornade avea 40 ceva de ani. Păi l-a luat repede din unitate, că a venit nevastă asta și l-am învățat toate nenorocirile, toate noaptea, și l-a aplicat acasă. Și era cu fornadea mea, avea un brâd de iepure, că era gras bătrân, avea vreo 46 de ani. Și îl învățase, nu pot să-ți plătesc orice, îl învățase cu reviste, să moardă, să facă, toate mine. Fără îi dădeau foc la bășini, toate când mergeam acolo. Și l-au pus să sară gardul, înțelegi cu mine, și a sărit în tab la comandant. Și comandantul i-a spus, dom'le, dar dom'le, să-ți mai bătrân decât mine, dom'le. Ați condus o unitate cu câteva sute de oameni, că fusese director mare de asta, nu știu. Zic, domnule, cereți-mi voie, domnule, dacă aveți 40 ceva de ani, săriți. Și el tot timpul, de Niculescu mă învață. În mijlocul unității era un râu imens, înțelegi? Tu îl învățai? Păi eu îl învățam tot de pe fornade să moară mama, suntem la plajă. Hai, ne dezbrăcăm. Stădea fornade gras la în mijlocul unității. A venit comandatul, domnule, nu-ți e rușine, dumneata ar trebui să fii un exemplu. Stai dezbrăcat. Ce e așa? Ești la pânii de năbol, unde ești? Și atât l-am învățat, nu pot să spun pe post cât l-am învățat,
A venit nevasta lui Fornadă la un dat și a zis, dom'le, e un Niculescu pe aici. A învățat, dom'le, eu un bătrân, dom'le, dacă vedeți ce face prin casă, nu mă vine să credeți. Eu vreau să-mi detașați.